Bună ziua, dragilor! Astăzi vă voi arăta cum putem insera codurile QR în diverse instrumente de predare, învățare, evaluare. Pentru a genera un cod QR, eu folosesc QR Code Generator. Merg într-un browser, pe Google și scriu în bara de căutare QR Code Generator. Apoi apăs tasta Enter. Accesez primul rezultat găsit, ro.qr.codegenerator.com. Pe această pagină pot genera coduri QR pentru diverse adrese URL. Ce fac mai departe? Accesez, spre exemplu, acum vreau să introduc un cod QR către un material video într-un test în Google Forms. Cum pot face acest lucru? Accesez materialul video de pe YouTube. Apăs în partea inferioară a acestuia Trimite sau Share dacă aveți în limba engleză, apăs Copiază, merg pe tabul deschis, pe fereastra deschisă cu QR Code Generator, dau click dreapta în această căsuță unde scrie pagină de internet URL și dau Inserați ca text simplu. Apăs Creați codul QR. După care, în dreapta, îmi va apărea opțiunea de descărcare ca imagine, JPG. Apăs descărcare JPG și îmi scrie acum în partea superioară, The QR code is generated. Please do not refresh or exit. Da? Se generează codul QR. În momentul în care va fi generat, îmi va apărea în partea stânga jos, frame 9. Frame 9 este exact codul meu QR. Apăs pe această gețică, afișează în dosar. Și iată, acesta este codul meu QR, cu numele frame 9 în fișierul descărcări, în folderul descărcări. Mă duc la testul meu, test pe care îl accesez pe partea de editor, apăs în partea dreaptă, adăugați o imagine. Apăs pe adăugați o imagine, apoi răsfoiți și selectez din computerul meu noul cod QR generat, da? Cel care avea numele de frame și în paranteză 9. Apăs deschidere. Și iată, în testul meu apare acum codul QR. Îl voi muta să fie la începutul testului și voi pune aici scanați codul QR, vizionați lecția video, apoi răspundeți la întrebările din test. După care nu am altceva de făcut decât că să salvez acest test. Și odată ce scanează elevii acest cod QR, vor avea acces la materialul video. Vă voi arăta imediat ceea ce le apare elevilor pe ecranul telefonului mobil. Mergem mai departe, iar acum vă voi arăta cum puteți insera un cod QR către un test în Google Forms într-o prezentare Microsoft PowerPoint, care apoi o puteți înregistra și o puteți transforma într-un material video. Spre exemplu, în prezentarea mea pot introduce eu aici o sarcină de lucru în care să le cer elevilor să scaneze un cod QR cu ajutorul telefonului mobil sau a tabletei și să rezolve un test în Google Forms. Deci, practic, acest cod QR odată scanat îi va trimite către un test în Google Forms. Voi folosi din nou același test pe care vi l-am arătat mai devreme, voi șterge ceea ce adăugasem anterior și voi genera linkul din opțiunea Trimiteți din dreapta sus, apăs Trimiteți, dau pe secțiunea de link, apăs Copiați, mă duc din nou în QR Code Generator și din nou aici unde îmi cere adresa paginii, șterg ceea ce era înainte, fac click dreapta, inserați ca test simplu. Apăs Creați codul QR, s-a generat, apăs din nou Descărcare,
și aștept să se genereze, îmi va apărea în partea stângă jos, apoi următorul cod QR generat. Dacă anteriorul a avut numărul 9, sigur că da, iată mi-a apărut următorul, are numărul 10. Îl deschid și pe acesta în dosar, apăs clic dreapta și copiere sau Ctrl-C din tastatură, mă duc pe prezentarea mea și apăs clic dreapta, lipire sau Ctrl-V și pot redimensiona cum doresc eu acest cod QR. Vă voi arăta imediat cum le va apărea elevilor pe telefonul mobil sau tabletă atunci când trebuie să scaneze acest cod QR. Continuăm cu un alt exemplu. Să presupunem că într-o prezentare PowerPoint sau într-o înregistrare video vreau să introduc un cod QR prin care elevii să acceseze o sarcină de lucru, un joculeț didactic aflat pe Learning Apps. Cum procedez? Merg la adresa de pe Learning Apps unde am joculețul, în partea de editare a acestuia, iar în partea dreaptă, am acolo QR cod pe Learning Apps. Learning Apps îmi permite să generez direct în această aplicație, pe această platformă, un cod QR. Fac click pe acel QR cod, apoi click dreapta pe imaginea codului și apăs copiază imaginea. Dacă vreau să o copiez direct în PowerPoint, dacă vreau să o salvez în computerul meu, apăs salvează imaginea ca. Apăs copiază imaginea, mă duc pe prezentarea mea PowerPoint, dau click dreapta, și aici lipesc imaginea sau apăs direct Ctrl-V din tastatură. Redimensionez codul, îl așez în prezentarea mea și imediat veți vedea cum le va apărea elevilor atunci când încearcă ei să scaneze acest cod. Continuăm cu un alt exemplu. Să presupunem că am o fișă de lucru sau un test de evaluare în care vreau să inserez un material video pe care elevii să-l vizioneze înainte de a rezolva acest test sau înainte de a răspunde la niște întrebări sau a completa, spre exemplu aici, un rebus. Cum procedez? Merg la materialul meu video. Spre exemplu, eu aici am o lecție video despre Statele Unite ale Americii, apăs trimite pe YouTube, copiază, merg din nou pe QR Code Generator, închid cu X acea căsuță, șterg vechiul link și lipesc pe acesta, apăs creați codul QR, descarc din nou din dreapta ca JPG codul QR, aștept să se genereze. S-a generat, se numește frame 11, vedem în partea stânga jos. Dacă nu ne apare aici, sigur că putem merge în browserul nostru la descărcări. Și îl găsim de asemenea aici. Mergem din nou la fișa noastră de lucru, eu o am în Microsoft Word. Inserez o căsuță, căsuță de text, chiar putem insera, text box. Căsuță simplă, simple text box. Și aici, în loc de acest text, eu fac click dreapta și lipesc imaginea mea sau o pot insera în această căsuță cu Insert, Pictures, selectez din computerul meu, o am în descărcări,
și se numește Frame 11 și apăs Insert. Și iată, mi-apare în căsuță, îmi apare codul meu. Îl pot redimensiona și așeza acolo unde doresc eu. Eu o să-l așez pe această fișă de lucru, în această parte. O să-l fac puțin mai mic. Iar elevii acum pot să-l scaneze de aici. Veți vedea imediat cum le va apărea lor. Dragilor, eu sper că v-a fost util acest tutorial și că veți reuși și voi să folosiți codurile QR în diverse activități de învățare, predare, evaluare și în cadrul diverselor instrumente pe care le folosiți la clasă. Sănătate și succes!